Scritorul Laurian Stănchescu a depus un memoriu prin care cere deshumarea poetului național Mihai Eminescu. Laurian Stănchescu a trimis procurorului general o carte document în care explică care dovezi clare care ar indica faptul că Mihai Eminescu ar fi fost ucis. În urmă cu 129 de ani s-a petrecut o crimă de neiertat împotriva lui Mihai Eminescu, voivodul limbii și culturii române, mucenicul întemeitor de grai românesc. De la moartea sa au apărut o serie de mărturii, documente și rapoarte medicale din țară și din străinătate, toate semnate de savanți în medicină legală, cercetători de elită, membri ai familiei Poetului. Sunt aduse dovezi fără tăgadă și care vorbesc despre uciderea poetului prin tratamente exagerate cu injecții de mercur pentru diagnostice false. Abuzurile medicale și torturile la care a fost supus fără voia sa i-au adus moartea prematură și au aruncat dezonoare asupra memoriei și spiritului său cardinal. Mihai Eminescu este crucifixul și constelația spiritualității românești. Numele său trebuie scos din mormânt și pus curat în catapeteasma neamului pentru care a murit și a suferit un martiraj neomenesc. A declarat scriitorul pe Facebook. Procurorul General Augustin Lazar a confirmat că cererea scriitorului a fost înregistrată astăzi la parchetul general.